Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Poate ca toate, dar în lumea asta teribil de nesigură, mă bucur să vă anunț că în sfârșit s-a găsit soluția pentru relansarea vaccinării anticovid în România, mici contra imunizare, în sensul de când așteptam. Mititei, primarul sectorului 2, Radu Mihai, asta e știrea peste tot, asta a lovit. E viralul zilei, da. Cum ar veni. Primarul sectorului 2, Radu Mihai, anunță că vineri va fi deschis un centru de vaccinare la Piața Obor, care este cea mai mare piață din România, iar antreprenorii care au acolo terasa cu rețeta celor mai buni mici din țara asta, vă spunem pe încercate, vedeți că sunt mai multe terase acolo. Vrei să o nimeriți pe aia? E terasa cu 6G. Da. Da. Deci, acolo, nu știu ce, oamenii de acolo o să dea mici gratis celor care se vaccinează aici. Și l-am sunat pe prietenul nostru, Adrian, administratorul terasei, Adrian Hepa Rebenciuc. Bună dimineața! Hai să trăiți. Bună dimineața și vouă. Bună dimineața și vouă și tuturor celor care vă ascultă. Vaccinați, nevaccinați. Faci stocuri deja? Da. Bronzi, bruneți, tineri, bătrâni, auzi, inteligenți, foarte inteligenți. Stai așa. Toată lumea. Steliști, rapidiști. Toată lumea e binevenită aici, să știi. Adrian, ai zis blonzi sau bronzi? Că n-am înțeles. Este blonzi bruneți. Da, știi, bine. La noi e un conglomerat aici în Obor. Toată lumea vine. Da. Adi, dar nu toate vă e teamă... Nu vă e teamă că dați faliment? Băi, măcar să avem două, trei zile din astea foarte grele în care să dăm peste tot mici... Că până la urmă ne facem și noi o reclamă, îți dai seama. Da. Oamenii gustă, văd despre ce e vorba și ori mai veni la noi. Dar vezi că eu sunt un pic îngrijorat, adică ai un plan, adică cum facem cu noi ăștia, riveranii? Știi ce zic? Adică... După ora 14, știți, întotdeauna, că am așa de procedat. La 14 se închide șandramaua pe vaccinare? Nu. Nu. Vaccinarea ține toată ziua, dar programul pieței cam pe zi, știi? Și oamenii se bazează că se vor vaccina oamenii care vin efectiv atunci. Fii serios, că eu cred că o să vină oameni și din provincie să se vaccineze ca să... Ce voia să te întrebe... Doamne ajută, să-i cunoaștem și noi, să le vedem ochii. Luca, voia să te întrebe dacă aveți culoare speciale pentru riverani, astfel încât să nu stea la oaltă cu cei care nu s-au vaccinat încă. Din fericire pentru noi o să fie o singură coadă, pentru că noi nu facem nicio discriminare. Cum n-am făcut niciodată, nu o să facem nici acum. Adi, nu te-am întrebat niciodată. Dar te întreb acum, ce capacitate avem noi așa... acolo, de vaccinare. Nu, lasă. La stomacul dumneavoastră m-am prins vreo 12 bucăți. Nu mă, lasă-mă asta. E dat în fapt, Luca. 8, te rog frumos. Nu, 8. Vă rog să se sperie lumea. 8. 8 plus, am înțeles, gata. 8 în prima repriză. Nu, dar întrebarea e tu câți poți să scoți, câți mici scoți odată? Și la cât timp? Ca idee să facem... Păi, la 12 minute se scot 400-500 de mici, 300, depinde, știi? Ok, deci maximum ar fi vreo 500 la 12 minute. Depinde și atmosferice în combinația asta. Nu, că eu mă îngrijorez sincer, adică zilele, cred că o să eu vin azi. Știi ce îți recomand? După ce termin programul, să vii la noi să vezi, să faci aici un studiu de ăsta sociologic sau să vezi de ce e vorba. Da, păi nu că asta... În rest, cred că o să fie un succes mare de tot. Adică o să se dubleze... Să știi că primăria și cu Piața Obor, că este organizatorii, că unii au înțeles că centrul de vaccinare e în terasă. Nu, e lângă terasă. E lângă terasă, da. Și primarul a anunțat că funcționează peste weekend. Deci o să fie o chestie temporară, ca să dăm și o știre. Deci am să știu asta, dar oamenii am să știi cum e. Că TNR-ul a făcut o glumă senzațională atunci când au spus că să începe vaccinarea și la terasa Obor. Și știi că Alana de Revan, omul a prins-o pe asta, e aici. Da. Doar că, din nefericire, cercetătorii încă n-au găsit vaccinul ăsta care se bagă în bere. Că dacă se găsea, eram 10 milioane acum vaccinați. Nu mai cât am în septembrie. Spune-ne dacă se face vaccinare cu programare sau primul venit, primul servit. Micii, în cazul ăsta. Da, nu. Este primul venit, primul servit. Că am înțeles că o să fie majoritar, o să fie și Johnson-ul și o să fie și... Și Pfizer. Adio, am înțeles. Dar Johnson-ul știi cum e. E kick and run. L-ai luat și te-ai dus. Mici înainte și după aia vaccinul sau invers? Românește e mai bine după. Da, bravo. Nu se mai auzi? Dacă mai beau și două beri, ce fac? Da, faci un playlist special pentru cei care frecventează... Stai o secundă. Pentru cei care nu frecventează terasa Obor, una dintre atracțiile locului este și muzica. Pentru că Adi pune mereu, te surprinde. Adică acolo e Gică Petrescu, după care urmează Queen. Aha. E un mix absolut unic. Noroc că nu dă Eurodance niciodată.
Da, nu, băi, niciodată, da, niciodată. Garsonete italienești, dar e un miraj ce e acolo la terasă. Eu vă aștept să stați mai multe ore, știi, voi de obicei veniți și stați exact vizitele scurte, cele mai plăcute, dar... Ne cheamă datoria. Dată vreo două ore, o să vă placă. Bine. N-ai tu mici cât putem sta noi. Domnul ambasador, știți că nu-i produc, eu lucrez și eu cu un om foarte important care se pricepe să facă mici. Am bine, înțeles. Bine. Important e să vă simțiți bine și voi și noi și oamenii care să treacă pe aici să-și se vaccineze. Că mulțumim, Adi. Se pare că e nevoie, mă, și de asta. Chiar dacă suntem pro sau contra vaccin, gândiți-vă că mulți, foarte mulți oameni au suferit pe timpul pandemiei, inclusiv pe sănătate și pe plan financiar, că și-au pierdut foarte mult munca, ai văzut. Da. Și mulțumim mult. Văd foarte des. Mulțumim mult, Adi, pentru toate explicațiile pe care ni le-ai dat și să ne vedem cu bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.